Permiteți-mi și mie în dimineața asta, împreună cu dumneavoastră, să lăudăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus și Duhul Sfânt. Slăviți să fie în veci de veci. Suntem din nou în casa lui Dumnezeu și am vrea din nou să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, de celălalt pasaj care a fost citit în dimineața aceasta din Genesa. Capitolul 45. Această istorie, așa de fascinantă și de frumoasă, a lui Iosif, a familiei lui Iacov, care provenea din familia lui Avram. Și fratele Paul ne vorbea de separare, să fim puși deoparte. Omul acesta era pus deoparte, dar cu toate acestea. Iosif, Dumnezeu avea un plan. Și m-am gândit de multe ori de ce Dumnezeu a îngăduit așa. Dumnezeu avea un plan cu poporul acesta, cu poporul Israel. Și dacă ne uităm în capitolul 15, Dumnezeu îi spune lui Avram, sămânța ta va fi robă într-o țară străină, timp de 400 de ani. Și iată că Dumnezeu aduce la împlinire planul lui. Și m-am gândit de multe ori cum Dumnezeu lucrează. Cuvântul de dimineața aceasta aș vrea să fie un cuvânt de încurajare. Un cuvânt care să ne dea nădejde, speranță. Vedeți, Iosif, de altă dată, îl reprezenta pe Domnul Isus. Familia lui Iacov suntem noi, poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care este în control. De multe ori, nu e așa că și atunci când ni se face un cadou, nu vine și îți se dă cadou, e împachetat. Și împachetat și nu are nicio valoare hârtia aceea cu care e pachetat. Valoarea e în interior. Așa se întâmplă și cu noi de multe ori. Dumnezeu, cel care ne binecuvintează, împachetează darurile Lui, binecuvântările Lui, de multe ori în suferință, în încercări. Așa era și Iosif. Omul acesta a trecut și dumneavoastră care cunoaște Scripturile, cunoașteți lucrul acesta, a trecut prin suferință. A rămas văduv, fără mamă. Cea care ar fi putut să-l ajute cel mai mult a fost luată acasă, a murit. Apoi, frații lui, cei care trebuia să-i fie următorul sprijin, l-au vândut. Și a ajuns în Egipt, rob, în casa lui Potifar și a muncit din greu. Un om organizat, un om dedicat, un om care l-a iubit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se ocupă de el, îl poartă de grijă. Și când gata, gata, să iese un pic din probleme, din nou este acuzat pe nedrept și aruncat în pușcărie. Și te gândești, oare unde-i planul lui Dumnezeu? Unde sunt visele acelea care le-a visat? Cum se întâmplă? Ce se întâmplă? De totul parcă merge pe dos și ajunge în închisoare. Și din închisoare îl ridică Dumnezeu și îl pune al doilea după Faraon. Pentru că și Dumnezeu era Cel care era în control, slăvi să fie El. Mesajul meu din dimineața aceasta aș vrea să-l intitulez Dumnezeu care poartă de grijă. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care se îndură de noi, ca un tată de multe ori ne surprinde prin purtarea lui de grijă, prin felul cum Dumnezeu poartă de grijă. Și am ales să citesc în dimineața aceasta acest pasaj care surprinde perioada aceasta, după tot necazul acesta, după ce Iosif să descopere fraților lui, după toate aceste lucruri, cum Dumnezeu în providența Lui, în atot știința Lui, își duce planul la îndeplinire. Și uitați ce minunat lucrează Dumnezeu. Primul lucru, Dumnezeu lucrează neînțeles de noi adesea, dar în mod miraculos. În versetul 17 de spune, Faraon a zis lui Iosif, spune fraților tăi, iată ce să faceți. Dumnezeu lucrează neînțeles de noi, dar într-un mod miraculos. Dumnezeu l-a trecut pe Iosif prin toate acestea. Pentru că dorea să poarte de grijă poporului evreu pentru că și Dumnezeu dorea să-i scoată. Știa Dumnezeu că va veni vremea aceea de foamete. Știa Dumnezeu că vine peste noi încercări. Știe Dumnezeu că vine peste noi greutăți. Lui. Lui. Și pentru că Dumnezeu cunoaște, ne îngăduie adesea să trecem printr-o încercare mică. Pentru că urmează altceva. Și în încercarea aceasta ne face să ne plecăm genunchii. Și ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, și strigăm înaintea lui Dumnezeu, și chemăm pe Dumnezeu, tocmai ca Dumnezeu să ne pregătească pentru ceea ce va urma. Măriți să fie Domnul. Uitați tot în capitolul acesta, în versetul 5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâcniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Dumnezeu lucrează miraculos, adesea neînțeles de noi. Dumnezeu lucrează într-un fel și altul, dar câteodată intervine miraculos. Și m-am gândit la imaginea aceea, Iosif, omul acela care era reprezenta puterea Egiptului. Egiptul era puterea lumii mondiale atunci și totuși în fruntea Egiptului era Iosif, frații lui care au venit să cumpere merinde încercați de Iosif în fel și chip și totuși în inima lui ardea dragostea aceea de frate, ardea dragostea lui Dumnezeu, exact cum pentru noi, Domnul Iisus, în inima Lui a ars dragostea Lui pentru noi și deși nu meritam, deși eram păcătoși și meritam să plătim pentru vina noastră, în dragostea Lui a plătit El. Ce mare har! Ce mare har! Ca Dumnezeu să ne ridice, să ne ierte, deși nu meritam. Noi am fost acelea care am greșit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că în Domnul Iisus nu s-a găsit greșeală, nu s-a găsit vină. Noi am fost aceia și El s-a făcut păcat în locul meu și în locul dumneavoastră a tuturor, pentru că dorea să ne împace cu Tatăl. Ce mare har, slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus este acela care lucrează în chip miraculos, slăvit să fie numele. În Isaia, în capitolul 43, începând cu versetul 1, spune Acum Așa vorbește Domnul care te-a făcut. Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești Prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Măriți să fie Domnul Amen. pentru că ne iubește. Dumnezeu lucrează în timp miraculos. Și mă uit la viața mea. Mă uit la mine. Un om cu multe greșeli. Și adesea, după ce am greșit, mă uit și ziceam de multe ori în mintea mea. Măi, oare ce a fost în capul meu atunci? De ce n-am gândit un pic mai departe? Și totuși, Domnul Iisus este Cel care în bunătatea Lui ne iartă. Așa cum Iosif a iertat pe frații Lui, așa cum Iosif i-a chemat și a strâns la pieptul Lui, spune Biblia că a plâns pe grumazul lor. Așa imagine frumoasă să-l vezi pe cel care a fost nedreptățit, pe cel care a trebuit să plătească așa de rău și așa de greu pentru vina celorlalți, pentru un păcat care l-au făcut alții să aibă puterea asta să stăie în picioare și să zică veniți la mine și să-i scuprindă în brațe, să-i strângă în brațe și să plângă de fericire că-i vede, că-i întâlnește. O, Doamne, dar Domnul Iisus pentru noi a mers mai departe. Nu numai că ne-a luat în brațe, ci a plătit, a plătit vina mea a plătit vina dumneavoastră, a plătit totul și a strigat despre cruce, s-a isprăvit, pentru că și Domnul Iisus este Cel care își arată dragostea slăvit să fie numele. Altă imagine, dacă doriți, avem poporul evreu care Dumnezeu intervine în dreptul lor într-un mod miraculos, într-un mod extraordinar. Îi pleacă din Egipt după ce Moise și Aron începe să-i conducă pe drumul spre pustie și spune Scriptura că îi duce pe drumul care o călea înspre mare. Și iar m-am gândit, oare de ce n-a luat-o pe drumul cel mai scurt? li s-a dat oportunitatea aceasta să plece în sfârșit, să ieșe din Egipt și să plece. Și o iau pe drumul care o călește. Parcă nu face sens. Parcă nu are nicio, nicio înțelegere în mintea mea. Dar pentru că și Dumnezeu era Cel care cunoștea toate și știa toate, Dumnezeu știa că are să-și arăte slava înaintea poporului și ajung în fața mării. Egiptenii îi ajung din spate și acolo Dumnezeu își arată slava, slăvit să fie numele și arăta slava în viața mea și arăta slava în viața dumitale. Numai prin faptul că ne-a mântuit și ne-a chemat din lume, privim în jur la oamenii care nu-L cunosc nu înțeleg, deși încerci să le explici, parcă nu face niciun sens pentru ei, deși sunt robiți de păcatele lor, de greutățile lor, nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu și pentru noi. Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a dat harul acesta să ne numim copii al Lui Dumnezeu și ne-a scos ne-a scos din lumea aceasta și ne-a luat în brațul lui ce mare har slăvit să fie Domnul Iisus. Când totul se Totul pare imposibil, Dumnezeu aduce biruința. Al doilea punct, în versetul 20 din Genesa 45, ne spune așa să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, că tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Când totul pare imposibil, Dumnezeu aduce biruința. Ce mare har! Ce mare har cum Dumnezeu lucrează! Și Dumnezeu este acela care se îndură de noi și lucrează. M-am gândit la omului Dumnezeu Noe, când totul părea imposibil. Spune Scriptura că pe pământ nu plouase până atunci. Noie, dute și fă o corabie. Ceilalți din jur râdeau de el, își băteau joc, dar noie, pentru că se încredea în Dumnezeu, continua să lucre și pentru că Dumnezeu este Cel care dă izbăvirea, a folosit corabia aceea să-i salveze viața lui și familiei lui, într-o lume în care a fost distrus totul. Doar opt oameni au fost salvați, pentru că și Dumnezeu dă biruința când totul pare imposibil. Dar în viețile noastre n-a intervenit Dumnezeu de atâtea ori? n-a intervenit Dumnezeu în viața dumitale? Aduceți-vă aminte, poate, care ați venit în Canada și ați aplicat aici pentru acte. Și știu că sunt frați aici. Și ați așteptat și părea la un moment dat imposibil să se rezolve. Parcă vă împăcați cu gândul acesta, la un moment dat voi pleca înapoi spre România. Dar când totul a părut imposibil, o mână nevăzută, un Dumnezeu care are ultimul cuvânt, a intervenit și a rezolvat problema dumneavoastră. Vă aduceți aminte, poate, altă dată când ați fost bolnavi și credeați că e gata, se gata totul. O mână puternică a intervenit și a dat vindecare? Când oamenii nu găsau niciun diagnostic, că nu știau ce să zică, când dădeau din umeri, pentru că sunt oameni și nu mai puteau să pătrundă, a intervenit stăpânul și a dat biruința. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Că Cel este acela care lucrează în chip deosebit. Slăviți să fie Domnul! În Isaia, în capitolul 41, cu versetul 10, ne spune așa. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, Căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Ce mare Dumnezeu avem! Ce mare Dumnezeu avem! Și suntem la începutul anului 2024, ianuarie 14. Au trecut deja 14 zile, dar mai urmează 300 și de zile care vor mai fi în anul acesta. Nu știm, pentru anul acesta, cuvântul acesta răsună pentru mine, răsună pentru dumneavoastră. Nu te teme! Căci Dumnezeu aduce biruința. Dumnezeu este acela care dă biruința întotdeauna. Slăviți să-i fie numele. Nu te teme, căci Dumnezeu aduce biruința. Și ultimul punct din pasajul acesta, care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, este din versetul 24 din Genesa 45, care ne spune așa, apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Amin dar ne învață și cum să ne purtăm. În purtarea lui de grijă, el ne învață cum să ne purtăm. Vedeți, Iosif îi cunoștea pe frații lui. Știa că sunt oameni diferiți, sunt oameni care sunt gata să se răzbune sunt oameni care de multe ori au trecut peste cuvântul Tatălui lor și îi îndeamnă așa de minunat să nu vă certați pe drum. Noi am pornit și noi pe un drum. Călătorim și noi. Chiar dacă zicem noi că nu stăm într-un loc, viața noastră se scurge ne îndreptăm înspre veșnicie. Vrând nevrând călătorim, suntem călători în lumea aceasta și Dumnezeu ne îndeamnă dimineața aceasta așa de mult. Nu vă certați pe drum. Și de ce să ne certăm pe drum? Pentru că pe drum se poate întâmpla multe lucruri. Pe drum se poate ivi multe ispite, se poate ivi multe lucruri care să ne pună oarecum să învățăm de la Iosif în dimineața aceasta. Omul acesta care avea oarecum parcă dreptul să se răzbune pentru nedreptatea mare care i s-a făcut, pentru toată suferința care a îndurat-o pentru tot ce s-a întâmplat în viața lui alege să ierte. Și ce minunat lucrează Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne îndeamnă. Pe poporul Israel, Dumnezeu i-a dat legi stricte și a spus ce să facă, ce să nu facă, cum să se comporte, cum să se spele. Dumnezeu a portat de grijă extraordinară, dând reguli și poporului lui Dumnezeu din ziua de astăzi. Dumnezeu ne învață și ne dă reguli, ne învață și ne spune să cunoaștem fiecare locul unde ne-a chemat, unde ne-a pus Dumnezeu și așa ca să vă descrățesc un pic mi frunțile și să să mă prindeți un pic mai bine, să mă înțelegeți. Spunea un frate, păstor din Anglia, fratele Cornel Nistor, fusese dumnealui în Transnistria și acolo a predicat la o biserică de ruși. Dar printre ruși mai erau câțiva care înțelegeau și limba română. Și spune dumnealui că a predicat cu translator, care translata în limba rusă. Dar din biserică era un om puternic, mare, care tot timpul îl corecta pe translatorul acesta. Și la un moment dat, fratele translator a spus, ajunge, vino și tradu Și s-a pus jos. Omul acesta a zis că s-a sculat așa voios, a venit în față și fratele a continuat predica. Și a spus în predică, fica lui Cutare s-a căsătorit, continuă predica. Și omul acesta care a venit în față, în loc să traducă în limba rusă, a zis așa, fratele zice că fata lui Cutare, n-a mai spus nici nume, fata lui Cutare s-a căsătorit cu Cutare. Și toți au început să râdă. Și atunci el spune de acolo, nu râdeți, că nu e așa ușor în față. Dar altul de acolo din bancă i-a strigat, dar tu ce cauți acolo? Că nu-i locul tău, treci la loc. Și s-a dat jos, s-a dus, s-a pus jos, umilit, pentru că Dumnezeu lasă reguli. Pune reguli în adunare și Dumnezeu rânduiește în casa Lui toate lucrurile. Deseori, poate nu ne place nici nouă, unele reguli, dar Dumnezeu este acela care poartă de grijă, punând reguli slăvit să fie numele. În Marcul, în 12 cu 29, ne spune Iisus, i-a răspuns, cei din tâi, haideți mai bine să citim, Marcul, capitolul 12, Cu versetul 29 Iisus i-a răspuns Ce din este acea, cea, cea din tâi este aceasta ascultă Israel! Domnul Dumnezeul nostru este un, un singur Dumnezeu și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta iată porunca din tâi iată iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Porunca dată de Dumnezeu, de Domnul Isus, bisericii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a doua, să iubești pe aproapele tău. să îl respecti pe aproapele tău. Să te porți cu bunătate. Să ai acest să finețe în vorbire, în felul cum te comporți cu El și să nu te cerți pe drum. Este încă porunca aceasta care este din cuvântul lui Dumnezeu, dată de Iosif, fraților lor, și dată de Dumnezeu nouă astăzi. Doamne, ajută-ne la aceasta și ajută-ne ca întotdeauna să ne încredem în Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează prin minuni. Adesea neînțelese de noi. Dumnezeu este cel care răspunde la rugăciuni și aduce întotdeauna biruința. Și Dumnezeu ne învață cum să ne comportăm. Zic, zic ca Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.